Noua telecabină, care facilitează transportul turiștilor pe cetatea Deva, este proiectată special pentru Deva, fiind singura telecabină din țară executată de o firmă românească. Până acum, firmele austriece dețineau monopolul pentru acest tip de lucrări. Dar iată că firma Elcompet SA, cu capital 100% românesc, ce are sediul în Deva, a reușit cu sprijinul producătorului Valcris să realizeze o telecabină modernă în forma liter de, pentru facilitarea accesului pe cetate, considerată emblemă a reședinței de județ. Deși au întâmpinat multe probleme tehnice din cauza faptului că șina a rămas cea veche, iar noul ascensor are o capacitate dublă față de cel vechi, datorită implicării antreprenorului Florin Pasăre, acționar principal al firmei de vene Elcompet SA, problemele au fost remediate și, în curând, devenind, dar și turiștii, vor avea posibilitatea de a admira telecabina, dar și panorama orașului. Mișcarea înseamnă viață, înseamnă evoluție, înseamnă tehnologie și inovație.